Dance Believer. Cătălin, bine ai venit! Salutare! M-am înnecat. Am văzut că e meci la televizor, da. Cum ați sărbătorit începerea campionatului mondial? Uitându-mă la altceva. Uitându-te la altceva? Bravo! Adevărul că era și targetul tău, adică, da, trebuia să... Campionatul e special pentru Camelia, dar măcar imnul îl știi sau ceva de genul? Da, știu, uite, chiar l-am spus. Da, asta da, mi se pare ok, da, mi se pare fiind. N-am înțeles foarte mult din piesa cine asta, cântă? Dar... Cine tot Shakira sau cine? Am văzut-o aseară la... Nicki Minaj! Maluma! Aici s-a ajuns? Vrei să dăm un pic play? Aia nu, că ne taie de pe Facebook, nu? Dăm după ce se termină, nu? Sau nu? 10 secunde. Suntem pe Facebook? Suntem pe Facebook? Nu? Da, suntem pe Facebook. Da, zi 5 secunde, hai să vedem. Tango. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Asta e. Cred că a fost ideea asta că hai să facem un imn să-l înțeleagă toată lumea. Păi și atunci cum zicem? Păi folosim niște cuvinte pe care toți copiii le folosesc. Tucu taca. Tucu taca, cred că în orice limbă, adică din arabă până în spaniolă, sunt convins că facem ce, Alexandra, cauți o traducere? Să vezi ce înseamnă tucutaca? Nu poate să însemne decât asta. Face ca trenulețul. Deci Maluma sau Nicki Minaj, oricare... Nicki Minaj face ca trenul. Nicki Minaj face ca trenul. Am impresia că și când o vezi, da. Așa. Dar asta e o cupă mondială înconjurată de un milion de controverse. Și poate ar fi bine să explicăm ce are lumea, domnule, cu catarezii. Hai să vedem. Care e povestea? Care e treaba? Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E un val de nemulțumire, multe societăți, mai ales dintre cele europene democratice, la această cupă, la adresa acestei cupe mondiale de fotbal, pentru că Qatarul este o țară care nu respectă norme și nu are o cultură nici măcar asemănătoare cu acelor din zona creștin-europeană. E o țară renumită pentru încălcarea drepturilor și libertăților democratice, drepturilor și libertăților omului. E condusă de o dinastie de prinți, mă rog, prinți, sultani, numiți-i cum vreți voi. Nu există opoziție, nu există alegeri, există doar un mod de acum câteva sute de ani de a conduce țara asta, în care nu poți să protestezi sau să alegi. Ok, asta e o chestiune. Dar nemulțumirea este la adresa drepturilor omului, în special a comunităților sexuale minoritare, a comunităților religioase, și mai ales că de aici a pornit scandalul, la adresa modului în care au fost respectate drepturile muncitorilor care au ridicat această cupă mondială din Qatar. Trebuie să înțelegeți că în Qatar, în momentul ăsta, sunt vreo spre 3 milioane, dacă sunt 3 milioane. E o populație care fluctuează funcție de numărul de străini care ajunge acolo. Undeva între 2 milioane și jumătate, 2 milioane 300 de mii și 3 milioane de oameni. 300 de mii sunt catarezi, adică cetățeni care au dreptul și prin naștere să stea acolo și locuiesc în țara lor. Restul sunt muncitori, adică ori expați cu un grad înalt de calificare care trăiesc acolo și fac parte din această societate, ori muncitori, 1,5 milioane veniți din Asia de Est și de Sud-Est, în special indieni, sri-lanchezi, oameni din Bangladesh, care fac munci fizice acolo. Ăștia sunt în special oamenii care au ridicat țara asta cu mâinile lor, adică au fost plătiți să ridice stadioanele, complexurile, cred că se zice, da, de astea de clădiri, și ale căror drepturi de muncă au fost călcate în picioare uneori chiar la modul propriu. Există o cifră, o estimare, care zice că măcar 6500 de oameni în această situație și-au pierdut viața în timp ce ridicau aceste stadioane, în condițiile în care ei locuiau în, n-aș zice insalubru, dar într-un fel de colonii, într-un fel de vagoane, într-un fel de containere, știi? Acolo era viața lor și erau aduși, veneau pe niște contracte din astea mici, nu au sindicate, nu au cum să fie apărați, munceau până la epuizare sau munceau în condiții de căldură. Gândiți-vă că acolo e o căldură cumplită în timpul verii, oamenii ăștia nu aveau drepturile alea cu 8 ore de muncă și așa mai departe. Mulți dintre ei au murit. FIFA a încercat să îndulcească chestiunea asta. Nu prea i-a ieșit. Nu i-a ieșit deloc. S-au făcut controle, s-au făcut
cum să zic, tot felul de ședințe, le-au cerut catarezilor să facă diverse lucruri, dar acestea în general nu au fost respectate. Deci o stare de enervare chiar și a multor fotbaliști care celebri, care nu și-au luat familiile acolo. Care am văzut boicot foarte puternic în Bundesliga germană. Wow. Exact, Bundesliga germană, Germania, țările scandinave boicotează Anglia. Anglia chiar a făcut o sesiune specială cu jucătorii săi, în care i-a informat Anglia, care joacă la ora asta, i-a informat asupra situației și le-a explicat ce se întâmplă acolo și atât capitanul Henderson cât și Eric Dier au ieșit cu declarații publice și au zis că sunt absolut terifiați și le-au făcut o prezentare completă ca să înțeleagă unde să duc, cu ce să confruntă și ce în fața lor. Și Henderson și cu Dier au vorbit public și au zis că este inacceptabil. Acum însă, te vă întrebați de ce e cupa aia mondială acolo, e dintr-un punct de vedere financiar. Adică ea asigură cele mai mari câștiguri din istoria FIFA. FIFA are următorul argument și zice: credeți că în Qatar e mai rău decât în Rusia? De exemplu, că noi cupa mondială. Da, sunt două întrebări fără nicio legătură. Da, adică sigur, nu pot compara. Și-a mai dat exemplu China și a zis: noi, Jocurile Olimpice au fost în China, altă dictatură. Și zice: dar dacă nu mergem cu modul nostru de a fi și de a gândi acolo, cum credeți că se face progresul? Ăsta este un argument demn de luat în seamă, adică asupra căruia putem să discutăm. Pentru că ei zic: domnule, noi ne ducem acolo cu niște valori. Le arătăm oamenilor lor cum suntem noi și ce așteptăm de la ei ca să ne înțelegem. Putem discuta. Nu știu dacă funcționează sau dacă funcționează într-o anumită măsură, dar aș crede că de fapt FIFA e acolo ca urmare a celor mai mulți bani pe care îi poate încasa vreodată. Nu cred că s-a dus în turism din ăsta ecumenic să ducă valorile democrației acolo. Astea sunt datele acum. O să fie o cupă mondială brăzdată de incidente de genul ăsta, de o nemulțumire. Da, și când a fost publicat, iartă-mă, știi, când a fost publicat regulamentul de comportament al celor care vor ajunge, wow, reguli draconice și acolo. N-ai voie să bei, n-ai voie să faci anumite lucruri. Semnă de afecțiune. Da, exact, nu ai voie să ții prietena de mână. Așa este construită acea țară. Și, bun, s-a cerut respectarea valorilor lor, câtă vreme ești acolo, adică, domnule, dacă ei au impus niște reguli, te porți ca atare. Cert e că lumea ar cere la schimb și respectarea regulilor noastre, adică o anumită indulgență față de anumite comportamente care sunt acceptate. Ăsta e fair play-ul până la urmă. Da, așa ar fi, dar nu prea o să iasă chestiunea asta. Și ați văzut și o lipsă de marketing și o lipsă de presiune din asta, că de obicei când vine o cupă mondială e ca o bucurie, așa. Da, dar niște pucuri de artificii, wow! La ei, da, impresionant. Dar aici nu prea vezi, nici pe site-uri, nu vezi ce s-a întâmplat. Ai văzut ce încântați erau toți și aici, de acolo, la o ceremonie de deschidere. Ei vedea lumea, de asta erau încruntați, da. Că știoarele îți vorbeau cu Siri, cred, nu știu. Da, asta e povestea Qatarului. Mai rămâne greu să spui acum: bucurați-vă de fotbal. Nu prea îți vine să te bucuri de fotbal. Sigur, o să ne uităm la niște jucători mari. Eu țin cu Ghana. N-ai făcut cea mai strălucită alegere. Asta dacă știu. Vrei să și câștigi, adică nu. E că nu ieșiți din grupe. Da, e o alegere interesantă. Da. Eu țin cu Argentina. Bine, acum, sigur, tu mergi la victorie, cumva, îți dorești victoria. Da, îmi doresc, păi așa, când chibițăm, așa alegem, da. Cu siguranță ai voștri o să dea tot pe teren, pentru că și-au dorit mai mult victoria. Da. Asta, da. Cătălin, dacă îți mulțumim, dacă nu ați reușit să ascultați de la bun început rațiunea zilei, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro și în contul oficial de Facebook la secțiunea live. Radio-ul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.